Eu sunt Claudia Wolf, iar astăzi, știți, eu am postat un videoclip unde v-am spus să-mi lăsați idei de păpuși pe care să mi le cumpăr. Bine, de fapt să mi le comand. Și mi le-am comandat acum 2 zile și se pare că... Ba nu, acum o zi. Alaltă ieri, de fapt, le-am comandat. Și astăzi se pare că au venit. Deci... eu o să vă las cu Bianca să vă le prezinte și ne vedem data viitoare. Deci, eu sunt Bianca, iar acum o să vă prezint păpușile. Vreau să spun că mi-am luat 2 Master High și 2 Ever After High. Deci, haideți să începem cu una Master High. Aceasta este Vandala Doublons. Da, îmi place foarte mult și după cum puteți vedea, i-am schimbat coafura, i-am pletit o șuviță și i-am prins-o de păr. Nu știu, mi se părea prea gros părul ei. Bun, ea a venit cu cutia ei și aici i-am lipit o poză de ea și încă nu s-a lipit foarte bine. Bun, aceasta este cutia ei, așa arată. Ea a venit cu standul ei, albastru, mai puțin transparent, așa. Cu pălăria ei pe care i-am dat-o jos pentru că mă cam enerva, era cam mare. Cu peria ei care este albastră și mai transparentă, așa. Și cu carnețelul ei în care nu scrie deloc în română sau în engleză, scrie niște limbi tare ciudate. Știu că are 16 ani atât și este fiica piratului Fantomo. Atât pot să știu despre ea. Și vreau să vă spun că acest picior al lui Vandala se poate scoate. Am să vă arăt asta acum și scuzați-mă dacă se vede ceva aici pe jos, ceva mai roz, alb, așa. Dar nu știu pe ce să țin tableta ca să vă pot arăta. Ah, și ea a mai venit cu gentuța ei și cu chestia asta care este ok. Se scoate destul de repede și da. Arată ca și cum i-aș fi rupt piciorul Vandalei, arată atât de ciudat. Da. Acum să-l pun la loc. Ok. Cam atât. Ok, deci acesta a fost Vandala. Bun, următoarea păpușă este... Darling Charming. Pe care, iar pe ea și pe Vandala v-am spus că o să le iau sigur. Bun, voi știți așa cum arată Darling. Vă arăt așa în mic și pantofii sunt super, super drăguți. Da, eu să păstrez cutia ei și aici am lipit poza cu ea. Da, este foarte frumoasă cutia, îmi place foarte mult. Să o punem pe Darling și să vă spun cu ce a venit. Ea a venit cu această gentuță care nu se deschide deloc. Este pur și simplu așa. Cu peria ei, care e o cheie, cu jurnalul ei și bineînțeles că nu scrie deloc în română, bine, poate o scrie, nu m-am uitat foarte atent, dar după cum nu scrie nici pe cutia ei în română, deci nu cred că scrie nici în carnețelul ei. Și ea a venit și cu standul ei, care bătăle de susținere este transparent, iar chestia asta de jos este argintie. Bun, aceasta este Darling. Următoarea păpușă care este tot de la Ever After High este... Rosabella Beauty! Da, îmi place foarte, foarte mult de ea. Acum am văzut-o pe net, am zis, pa, asta trebuie să mi-o iau neapărat. Este foarte, foarte drăguță. Mai ales părul ei roșu cu cu maro, este foarte, foarte drăguță. Ea a venit cu peria ei care este aurie și cu standul care are chestia asta de jos aurie și bătul de susținere transparent. Cu jurnalul ei care are aici un trandafir, iar cel de-al Darling este cu o sabie aici. Iar ea a mai venit și cu gentuța ei, care este mai degrabă o felecarte, cred. Da, un felecarte este. Și ea a mai venit și cu ochelarii ei, care când o luați
Nu o să vină ochelarii ei, o să fie sus aici la cutie. Puși undeva așa. Și mie îmi plac foarte, foarte mult ochelarii ei, sunt foarte drăguți. Mai ales că au aici în colțuri niște trandafiraj. Ok, să pun și partea asta. Deci aceasta este Rosabella Beauty și cutia este la fel ca cea lui Darling. Și da, și la ea i-am pus aici poza ei. Deci aceasta este Darling. Pardon, Rosabella. Iar următoarea păpușă este de la Master High și este din colecția New York. Aceasta este Nefera de Nile. Da, îmi place foarte, foarte mult de Nefera și am văzut-o pe un site și la un preț foarte, foarte bun, numai 100 de lei. Da, este foarte bine. Da, voi știți cum arată Nefera, cum este îmbrăcată, cum este părul ei, nu trebuie să vă spun. Ea a venit cu piramida ei mov, care este din cauciuc, se pare. Se poate îndoi. Da. Și peria ei aurie, împreună cu standul care este argintiu. Bun, iar cutia ei arată așa și i-am lipit poza ei aici. Așa obișnuiesc eu să le pun la păpuși, la cutiile păpușilor, să le lipesc poza, ca să știu că este cutia lor. Pe spate arată așa, da, știți cum sunt cutiile de la Buyork. Iar aceasta este Nefera, este foarte, 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 foarte frumoasă. Îmi place la nebunie de ea. Și bineînțeles de celelalte trei păpuși. Ei bine, acestea au fost cele patru păpuși noi pe care le am. Probabil peste puțin timp am să fac și un videoclip unde alături de celelalte păpuși ale mele o să mă joc sau o să văd eu ce aș putea să fac. Sper că v-a plăcut! Nu uitați de like pentru Vandala, share pentru Darling, comment pentru Rosabella și subscribe pentru Nefera. Eu am fost Claudia și ne revedem data viitoare cu cele patru păpuși noi. Bye!